Stanislav Reniță și Nadejda Canțăr au fost printre eroii serii la Gala K1. Moldovenii, campioni în categoriile lor de greutate, au învins adversari din Italia și Ucraina. Reniță a avut o apariție spectaculoasă în arenă. Stanislav Reniță, care este angajat în brigada cu destinație specială Fulger, a ieșit în arenă în tricoul de serviciu și a avut alături pe colegii săi. Moldoveanul a luptat aseară într-un superfight al categoriei de greutate de 65 de kg cu italianul Francesco Pica. Reniță a controlat duelul și după 3 runde a câștigat prin decizia unanimă a arbitrilor. A fost o responsabilitate mare, când prima dată am ieșit cu brigada sub denumirea Fulger, de asta și am depus efort să obțin victorie. Stanislav Reniță este campion KOK în categoria sa de greutate. Tot aseară, Nadejda Canțăr a avut un super fight dificil cu ucraineanca Ana Avakova. După 3 runde și încă una suplimentară, Canțăr s-a impus la puncte. Într-o altă luptă de la Gala K1, românul Claudio Istrate aproape că l-a scos din ring pe adversarul său, slovenul Miran Fabian. Totuși, slovenul a fost mai bun în restul luptei și s-a impus la puncte. Gala K1 de la sala polivalentă din capitală a inclus 18 lupte. Moldovenii au obținut 10 victorii și au pierdut doar un meci.